există verset în Biblia, toată Biblia, care spune după moartea tu pleci în cerul direct. Nu există. David a fost prietenul lui Dumnezeu, da sau nu? Mulțumesc. Haideți în cartea lui Fapte Apostol. Fapte Apostol, capitol 2, versetul 29. Fapte Apostol 2, versetul 29. Ce spune Biblia? Aha. Cât despre patriarhul David, da, să-mi fie îngăduit, fraților, ca să vă spun fără sfială că a murit, ca și, și a fost îngropat, și, și mormântul lui este în mijlocul vostru până în ziua de azi. Biserica, amin? Unde este mormântul lui David, frații mei? Este unde? În mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Cineva spune, da, 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 este numai mormânt, dar el a suit în cer. Ce spune Biblia, versetul 34? Versetul 34. Oare David s-a suit în ceruri? Ce spune Biblia? Aha. Căci David nu s-a suit în ceruri. Stop! O întrebare, frații mei. David era prietenul lui Dumnezeu, da sau nu? Da! Când el a murit, a plecat în ceruri, da sau nu? Nu! Atunci, de ce oamenii care mor în Târgu Mureș plece în ceruri mai repede?